Un bărbat în vârstă de 69 de ani a ajuns la spital în urma unui incendiu izbucnit în propria locuință. La sosirea forțelor de intervenție, flăcările deja cuprinseseră o întreagă încăpere. În localitatea Noapteșa, comuna Șișești, pompierii au intervenit cu două autospeciale. Incidentul a fost localizat imediat, împiedicând extinderea flăcărilor, cu toate că echipajele au intervenit de urgență, focul ajunsese până la acoperișul încăperii. În cursul dimineții, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta, Turnul Severin, au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Noapteșa. Pompierii au localizat imediat incendiul, ce s-a manifestat într-o încăpere a locuinței, împiedicând extinderea flăcărilor la întreaga construcție. Totodată, paramedicii SMORT au acordat primul ajutor unui bărbat în vârstă de circa 70 de ani, care a suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. Bărbatul a fost predat unui echipaj SAS, transportat la unitatea de primire urgențe din Drobeta, Turnul Severin. Bărbatul suferea arsuri atât pe față cât și pe membrele superioare și torace. Acesta a fost transportat de urgență la spital, având arsuri de aproximativ 30% din suprafața corpului. În jurul orei 9:40 am fost solicitați pe 112 pentru un incendiu în localitatea Noapteșa. Echipajul cu medic de la SAJ Mehedinți a preluat o victimă, mai exact un bărbat în vârstă de 69 ani, de la paramedicii SMURD. Acesta prezenta arsură gradul 1/2, membre superioare, față, torace, aproximativ 30% suprafață corporală. I s-au acordat primele îngrijiri medicale, apoi a fost transportat la unitatea de primiri urgențe Turnul Severin pentru îngrijiri suplimentare. Modul greșit de a prinde focul în soba a făcut de această dată o victimă, dar și pagube materiale.